Bună, dragilor, și bine ați venit la etalarea zilnică pe Zodii pentru joi 24 septembrie 2020. Vă reamintesc că veți găsi în descriere timpii pentru fiecare semn zodiacal în parte și de asemenea tot în descriere veți găsi un link cu ajutorul căruia vă puteți calcula ascendentul. Bun, acestea fiind spuse, ne vedem la fiecare semn zodiacal în parte. Bună, dragii mei berbeci! Ok. Bun, se pare că pentru berbecii noștri ziua de joi vine cu foarte multă înțelepciune cu privire la construcția unei afaceri sau pentru dobândirea, nu știu, pentru a dobândi niște bani, da? Oricum ar fi, aveți foarte multă înțelepciune. Sfatul este să renunțați totuși la autocritică, la nevoia de a interpreta totul la modul personal, da? Încercați să vă detașați puțin, dragii mei berbeci, că e foarte bine aici. Pentru cei care se află într-o relație serioasă cu cineva, văd că e o zi în care există marea probabilitate să aveți parte de o discuție mai serioasă, da, cu partenerul sau cu partenera, atunci când vine vorba de a construi ceva, când vine vorba de a pune bazele la ceva stabil, iar pentru relațiile care sunt cam șubrede, pentru relațiile în care lucrurile nu prea funcționează, să știți, dragii mei berbeci, că există probabilitatea ceva să se dărâme acolo. De asemenea, posibil chiar ideea aceasta de zgârcenie, ideea de a ne concentra foarte mult pe zona financiară, se pare că vă va afecta ceva în ziua de joi. Pentru cei care sunt singuri, da, cu siguranță veți cunoaște o persoană foarte înțeleaptă, posibil dintr-o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară, de asemenea posibil și un vărsător, dar nu-i pentru toată lumea. Oricum ar fi o persoană care vă va dărâma nițel convingerile și vă va ajuta să aveți mai multă încredere în voi. V-am pupat, dragii mei berbeci, vă dorim, a venit și pisica acum la urmă, așa, vă dorim o zi de joi minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Taur! Ok, taurii noștri se pare că vor avea parte în ziua de joi de un eveniment neașteptat, posibil în zona profesională și e un eveniment din trecut, da, e un eveniment care să vă aducă aminte de începuturile la locul de muncă, de începuturile într-o relație anume și de asemenea văd foarte multă intenția voastră, da, de a fi impecabil, foarte multă intenție de a fi serioși și de a fi sufletiști. Pentru cei care se află într-o relație serioasă cu cineva, văd că un eveniment neașteptat din trecut, deci posibil să aflați anumite lucruri de partener sau de parteneră, lucruri pe care acesta sau aceasta le-a săvârșit undeva la începutul relației voastre, da? Și să vă deranjeze nițel. Sfatul este să vă manifestați intențiile reale în continuare, să încercați să treceți peste acest moment, da? Și cel mai important este să fiți impecabili în tot ceea ce spuneți, dragii mei tauri. Iar pentru cei care sunt singuri, da, cu siguranță veți cunoaște o persoană. Mai degrabă va reveni în viața voastră o persoană din trecut, o persoană care v-a dezamăgit, care v-a lăsat cu inima frântă, posibil o persoană mai tânără sau o persoană foarte curioasă. De asemenea, pentru unii dintre voi e posibil să fie vorba de o persoană dintr-o zodie de aer, în special gemeni, dar poate să fie și vărsător și balanță. V-am pupat, dragii mei tauri, vă doresc o zi de joi minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, gemeni! Ce puternici sunt gemenii noștri și cât de mult foc! Oh. Să știți că unii gemeni vor avea de-a face cu siguranță cu o persoană dintr-o zodie de foc, leu săgetător berbec, deci cu siguranță. În zona profesională văd că veți ajunge acolo unde vă doriți voi, da? Posibil să fie și o zi foarte aglomerată, o zi în care să simțiți că nu mai suportați, că nu mai puteți și deodată, pac, apare succesul. Pentru gemenii care se află într-o relație serioasă cu cineva, văd o zi în care se va manifesta o luptă de orgolii, da, cu referire la o problemă care nu, peste care nu prea se mai poate trece în relație, da? Sfatul este să renunțați la autocritică, la autovinovățire, spuneți lucrurilor pe nume, da, și manifestați-vă cu adevărat intențiile. Pentru gemenii noștri care se află într-o relație instabilă, să știți că e posibil să alegeți să puneți capăt sau efectiv în sfârșit să spuneți lucrurilor pe nume ziua de joi, iar pentru cei singuri, cu siguranță e posibil să cunoașteți pe cineva, tare tind să cred că un leu o leoaică, dar nu-i pentru toată lumea, în general o zodie de foc, leu săgetător berbec, o persoană care vă va stârni nițel pasiunile, o persoană foarte curioasă și o persoană care de regulă face exces de zel. V-am pupat, dragii mei gemeni, vă doresc o zi de joi minunată și vouă și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, dragii mei raci!
Ia să vedem ce cu racii noștri pentru joi. Da. Pentru racii noștri se pare că ziua de joi vine cu o victorie, însă este o primă victorie. Încercați să nu vă entuziasmați prea tare. E ceva din subconștientul vostru pe care ați reușit să-l materializați în ziua de joi. Și de asemenea e posibil ca acest eveniment să se petreacă la o vreme de seară pentru unii dintre voi. Dar pentru alții e posibil să fie un eveniment mai ascuns, oricum ar fi referitor la ceilalți. Pentru cei care se află într-o relație stabilă, serioasă, văd că posibil să aveți parte de o victorie alături de partener, alături de parteneră, văd aici foarte multe iluzii, vă veți simți că sunteți pe un norișor, însă mare grijă, dragii mei raci, că presupunerile voastre inconștiente sunt destul de ciudățele, ca să spun așa, da, și aveți mare grijă cu ele. Pentru cei care sunt singuri, da, cu siguranță veți cunoaște o persoană, o persoană cu o intuiție fantastică, o persoană la care voi ați visat sau o persoană asupra căreia, nu știu, ați mai avut vise, da, sau asupra căreia, nu știu, ați intuit voi, da, că veți cunoaște o astfel de persoană și se va întâmpla în ziua de joi. Bun, v-am pupat, dragii mei raci, vă doresc o zi de joi minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Da, pisica mea nu prea vrea să mai vină aici, nu știu de ce. Bună, dragii mei lei! Ok, leii noștri se pare că în ziua de joi vor reuși în sfârșit să facă un echilibru între zona financiară, între acțiunile lor, da, cumva veți reuși să ajungeți la un echilibru, dragii mei lei, și cumva ori să nu mai munciți atât de mult pentru nimic, oricum ar fi, văd că veți reuși, da, să vă puneți în valoare munca. Sfatul este totuși să nu dați în extrema aroganței, da, încercați să nu interpretați nimic la modul personal, parcă vă este teamă ușor de această decizie, însă văd că sunteți plini de iubire, de blândețe și de bunătate. Pentru cei care se află într-o relație serioasă cu cineva, e posibil să fie o zi în care teama de singurătate să fie ceva mai pregnant, atât pentru voi cât și pentru partener. Și văd că aici aveți capacitatea necesară să vă împăcați, da? Să fie lucrurile toate cu roz așa și să răsară un curcubeu în relația voastră. Pentru cei care se află într-o relație instabilă cu cineva, să știți că la fel, cu siguranță văd că vă veți împăca, veți mai duce așa relația o perioadă. Veți ajunge la un consens, văd aici, între zona aceasta singurătății, a sărăciei, da, și frica, da, pe care o simțiți. Cumva din ele două faceți ceva foarte interesant acolo. Pentru cei care sunt singuri, da, cu siguranță veți cunoaște pe cineva, însă posibil să fie o persoană foarte blândă, o persoană iubitoare, o persoană care se ocupă de zona ocultului și de asemenea pentru unii dintre voi poate fi vorba de o persoană care efectiv nu este ancorată mai deloc în zona aceasta financiară, în zona aceasta materială. Bun, v-am pupat, dragii mei lei, vă doresc o zi de joi minunată și vouă și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, fecioară! Ok, ce se întâmplă joi, că toată lumea are o zi foarte interesantă. Bun, pentru fecioarele noastre se pare că în ziua de joi se va deschide nițel cutia Pandorei, în sensul că posibil să aveți divergențe de opinie cu colegii de muncă, cu persoanele din jurul vostru și veți avea impresia că ați pierdut tot. N-ați pierdut nimic, dragile mele fecioare, mai aveți ceva în spate aici, se vede, da? Deci, cu toată viteza înainte v-ar spune și de asemenea, dragile mele fecioare, pentru cele care sunteți sau pentru cei care sunteți într-o relație stabilă cu cineva, văd că e posibil să fiți nițel geloși, posibil să aveți o divergență de opinie cu partenerul sau cu partenera și de acolo să se iște soma scandalul, însă e mai mult în mintea voastră, ca să spun așa, pentru că va fi nevoie să fiți imuni la opiniile celorlalți, da? Cumva încercați să rămâneți acolo cu speranța, cu sufletul pur în relație, că lucrurile se vor rezolva altfel. Iar pentru fecioarele noastre care sunt singure, da, e posibil să cunoașteți pe cineva, dar pentru marea majoritate dintre voi nu prea văd, da? Posibil să cunoașteți o persoană, da? Unii dintre voi, unii nu, dar cei care veți cunoaște, să știți că e o persoană cunoscută, o persoană care are o viață destul de agitată, ca să spun așa, și o persoană cu foarte multă credință, cu foarte multă speranță și e o persoană foarte răvnită de către ceilalți, da? Bun, m-am pupat, dragile mele fecioare, vă doresc o zi de joi minunată și vouă și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, balanță! Ce frumos! Da, balanțele noastre se pare că sunt foarte iubitoare în ziua de joi. Văd că aveți capacitatea de a negocia o nouă afacere, o nouă
un nou proiect la locul de muncă, da? E posibil chiar să negociați acest lucru direct cu șeful sau cu șefa. Posibil de asemenea să aveți de-a face cu o persoană dintr-o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Pentru balanțele noastre care se află într-o relație serioasă cu cineva, ei, să știți că lucrurile stau foarte interesant, în sensul că voi sunteți foarte emoțional, da, foarte plin de iubire, parcă doriți să mai dați o șansă, parcă în același timp v-ați și săturat de zona aceasta a relațiilor. În schimb, cealaltă persoană, să știți că este foarte, foarte, foarte hotărâtă când vine vorba de a duce relația mai departe și de a ține cu dinții de aceasta, da? Sfatul pentru voi este să fiți impecabili în tot ceea ce spuneți, în ciuda confuziei, da, și să deveniți un magician alb. Iar pentru balanțele noastre care se află într-o relație instabilă, să știți că lucrurile posibil să se concretizeze în ziua de joi, în ideea în care această rană emoțională adâncă pe care voi o aveți vă va duce, da, la o stare de hotărâre, da? Că balanțele știți că se hotărăsc mai greu. Ei, în ziua de joi să știți că lucrurile vor suna altfel. De asemenea, vi se indică aici să fiți impecabili în tot ceea ce spuneți și să deveniți un magician alb. Iar pentru balanțele noastre care sunt singure, da, cu siguranță veți cunoaște o persoană blândă, iubitoare, o persoană dintr-o poziție de putere, o persoană posibil care să fi fost foarte rănită în trecut și o persoană care dorește ceva serios cu voi. Bun, v-am pupat, dragile mele balanțe, vă doresc o zi de joi minunată și vouă și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Scorpion! Ok. Se pare că scorpionii noștri vor auzi vrute și nevrute în ziua de joi, posibil dintr-un domeniu de viață al vostru, da, văd că veți lăsa ceva în urmă, ceva se va termina acolo și de asemenea văd că cumva această stare de indecizie, da, va dispărea. De asemenea, e posibil, da, să vă gândiți, domnule, să mai rămân aici sau să nu mai rămân. Sfatul e, nu mai rămâneți tot înainte, că s-a terminat, că așa a fost cu voință divină. De asemenea, vă indic să nu băgați în seamă bârfele pe care le auziți, nu faceți presupuneri inutile, încercați să jonglați foarte bine cu tot ceea ce se află în jurul vostru, deoarece lucrurile vor fi mult mai bune decât vă așteptați voi. Pentru scorpionii care se află într-o relație stabilă cu cineva, e posibil ca un anumit concept, ca o anumită persoană care era între voi sau ceva ce, până la urmă, ceva în care voi ați investit foarte mult, da, să se ducă, să lăsați în urmă. E foarte bine că lăsați în urmă, până la urmă ați construit, v-ați bucurat, ați dat drumul, nu știu, și persoanele din jurul vostru au discutat destul de intens, însă e important, dragii mei scorpioni, să mergeți mai departe, da? Oricum, voi sunteți obișnuiți cu renașterea ca pasărea fiu. Iar pentru scorpionii care se află într-o relație instabilă, să știți că da, veți pune capăt relației, eu una așa cred majoritatea dintre voi, alții e posibil să stabilizați relația, dar dacă ați investit foarte mult acolo, să știți că e posibil să o lăsați în urmă. Iar pentru cei care sunt singuri și cu adevărat nu cunosc pe nimeni, văd că veți lăsa în urmă în sfârșit un stil de viață, veți lăsa în urmă vorbele lumii, da, gura lumii și văd că veți merge mai departe și văd că sunteți foarte puși pe treabă, dragii mei scorpioni, pentru a vă face o viață extraordinar de frumoasă. Într-o nouă dimensiune, și chiar o nouă viață, aș putea spune aici, da? Bun, v-am pupat, vă doresc o zi de joi minunată și vouă și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, săgetător! Oh, ce frumos! Foarte interesant la săgetătorii noștri. Să știți că pisica este aici, dar nu vrea să vină. A venit doar la berbec. Așa a vrut ea. Ce să facem? Se pare că o face curând la fiecare semn zodiacal. Bun, hai să trecem la săgetător, că tot am început, da? Săgetătorii noștri se pare că sunt favorizați divin în ziua de joi, în sensul că dacă veți face tot ce vă stă în putere, dragii mei săgetători, văd că veți avea parte de un proiect, da, care se materializează. Văd că oricum ar fi o persoană vă va ajuta foarte mult, posibil o persoană mai în vârstă sau posibil o persoană cu un intelect fantastic. De asemenea, e posibil să fie vorba de cineva dintr-o zodie de aer, gemeni, vărsător, balanță, oricum ar fi o persoană divină, o persoană care vă este destinată tocmai să vă ajute în zona profesională. Iar pentru săgetătorii noștri care se află într-o relație stabilă cu cineva, văd că veți avea o discuție la rece referitoare la principii, da, referitoare la destinul, da, pe care voi îl aveți împreună cu partenerul sau cu partenera și sfatul este aici să faceți tot ce vă stă în puteri, să încercați să construiți cât mai stabil relația, da, pentru a ajunge la maestrie. Deci, oricum ar fi, veți conștientiza multe lucruri
lucruri fantastice în ziua de joi, iar pentru cei care se află într-o relație instabilă cu cineva, să știți că în sfârșit lucrurile se vor clarifica, ca să spun așa, însă e cu voință divină aici. Orică posibil să mergeți la o persoană care se ocupă de zona ocultului, ori pentru alții dintre voi chiar e posibil să aveți de-a face cu cineva care este foarte mental, foarte mentală, o persoană care știe foarte bine să facă strategii. Iar pentru cei singuri, da, cu siguranță cunoașteți pe cineva, dragii mei săgetători, posibil o persoană mai în vârstă, posibil o persoană care se ocupă de zona ocultului, o persoană cu un intelect fantastic, o persoană foarte cunoscută sau oricum ar fi respectată de mulți oameni și e o persoană destinată vouă. Deci roata destinului se învârte favorabil pentru voi dacă faceți tot ce vă stă în puteri în ziua de joi. V-am pupat, dragii mei săgetători. Și trecem la următorul semn zodiacal. Nu știu de ce nu vrea să vină pisica, să știți că doarme deja. Bună, dragii mei capricorni! Ok, capricornii noștri se pare că în ziua de joi trec printr-un mic mare impas, ca să spun așa. În sensul că veți avea impresia că nu mai ajungeți la mal, că ceva nu se mai concretizează, că parcă nu mai ajungeți voi acolo la final. Ajungeți, dragii mei capricorni, ajungeți că aveți parte aici de un nou început, de un nou proiect, ceva mult mai fain se arată în calea voastră și de asemenea cărțile vă indică să aveți grijă puțin și de sănătatea voastră, da? Pentru capricornii care se află într-o relație stabilă cu cineva, va fi o zi în care vă veți gândi intens la relație, veți avea impresia că nu mai ajungeți la mal cu toată această poveste, însă, hop, deodată apare un nou început aici, posibil un copil, posibil chiar un sentiment de nou, da? Deci dacă e o relație mai instabilă, să știți că e posibil să aveți sentimentul că deja s-a rupt, iar pentru cei care sunt singuri, să știți că există mare probabilitate să porniți în căutarea marii iubiri, dar cumva să lăsați în spate toată această, nu știu, agitația aici mentală pe care o aveți, da? Și ideea aceasta că nu puteți ajunge la mal. Bun, capricornii noștri se pare că au o zi plină, da, în ziua de joi, eu vă trimit lumină, da, vă urez numai bine, dragii mei, tuturor vă trimit lumină și faceți tot ce vă stă în puteri, iubiți-vă, îngrijiți-vă corpul și încercați să fiți foarte concentrați pe acest nou început, că este fantastic aici. V-am pupat, dragii mei capricorni, vă doresc o zi de joi minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, vărsător! Ok. Da, deci în ziua de joi nu m-am uitat să vedem dacă sunt aspecte interesante pe cer, însă văd că la toată lumea e o zi extrem de interesantă. Pentru vărsătorii noștri în ziua de joi, să știți că nu o veți uita foarte ușor, în sensul că veți construi ceva, da, veți pune bazele și veți construi ceva. Oricum ar fi, roata destinului vă arată că anumite persoane pot avea și alte fețe, vă arată puterea naturii, vă arată puterea divinității, iar pentru alții dintre voi să știți că poate fi vorba chiar de o persoană din domeniul public, da? De o persoană din domeniul public de care veți auzi anumite lucruri sau pentru alții dintre voi chiar e posibil să vă schimbați părerea cu referire la vizibilitatea publică. Pentru vărsătorii noștri care se află într-o relație stabilă cu cineva, văd aici foarte multă energie de realitate, ca să spun așa, cumva anumite mărși se vor da jos de pe față, veți merge înainte cu această dorință și să știți, dragii mei vărsători, că roata destinului este cu voi, încercați să renunțați la ideea de a avea dreptate, că asta va trebui să învățați în ziua de joi și să fiți impecabili în tot ceea ce spuneți, deci chiar și în relații. Iar pentru vărsătorii noștri care se află într-o relație instabilă, să știți că lucrurile se mai clarifică în sensul că veți vedea cu adevărat fața partenerului acesta, vă va vedea cu adevărat fața și de asemenea văd aici foarte multă dorință, da, foarte multă dorință, văd că sunteți în elementul vostru și de asemenea văd că lucrurile se vor mai lumina pentru voi, da, în ziua de joi, iar pentru vărsătorii noștri care sunt singuri, da, cu siguranță veți cunoaște pe cineva, o persoană care vă este destinată, o persoană posibil foarte cunoscută, posibil chiar un vărsător ca voi, de asemenea pentru alții chiar e posibil ca această persoană să vă dărâme nițe lumea, da, să vi se pară că vi s-a dărâmat lumea în momentul care îl cunoaște sau o cunoașteți. V-am pupat, dragii mei vărsători, vă doresc o zi de joi minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, dragii mei pești! Ok, peștii noștri se pare că în ziua de joi
se vor simți inițial blocați, da? Văd că e posibil să vă schimbați părerea despre viață, părerea despre oameni, posibil să vă simțiți ușor pedepsiți datorită unei amânări, din cauza unei, mă rog, datorită unei amânări care are de face cu o persoană dintr-o zodie de aer, gemeni, vărsător, balanță sau, dacă nu este dintr-o astfel de zodie, la modul general vorbind, e o persoană mai rece, o persoană independentă, o persoană cu un intelect fantastic și o persoană care spune lucrurilor pe nume. Sfatul este și pentru voi să comunicați cu claritate, da? Poate tocmai din acest motiv nu ați fost pe aceeași lungime de undă cu această persoană. Pentru peștii care se află într-o relație stabilă cu cineva, să știți că e o zi în care veți aștepta nițel să clarificați lucrurile, nu prea văd că o veți face sau dacă o veți face, să știți că vă veți simți pedepsiți, vă veți simți acolo cu sabia pe voi, da? Pentru peștii care se află într-o relație instabilă cu cineva, nu văd ca lucrurile să se clarifice în ziua de joi, însă aveți capacitatea de a comunica cu claritate și de a nu face presupuneri inutile și tocmai acest lucru v-ar putea ajuta, dragii mei pești, pentru o eventuală clarificare, da? Adică aveți cu cine să clarificați, ideea este voi, da, să încercați să vedeți relația și dintr-un alt punct de vedere. Iar pentru peștii noștri care sunt singuri, să știți că da, aveți toate șansele să cunoașteți pe cineva, dar e o persoană care vă va pune nițel la zid, e o persoană care vă va pune să așteptați, e o persoană care vă pune nițel și vă pedepsește, ca să spun așa, da? Nu știu, acum poate și cunoașteți o astfel de persoană, da? Nu-i neapărat. Dar oricum ar fi, e nevoie să comunicați cu claritate și să nu faceți presupuneri inutile, dragii mei pești. V-am pupat, vă doresc o zi de joi minunată și vouă, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like.